Teatrul Scena și Casa de Cultură a Studenților din Târgu Mureș organizează o nouă ediție a Festivalului Național de Satiră și Umor. La ediția din acest an, evenimentele se vor desfășura pe parcursul unei săptămâni. Vineri 28 noiembrie va avea loc concursul de umor, iar sâmbătă este programat maratonul de bancuri. Astfel, în perioada 25-30 noiembrie vor avea loc expoziții de caricaturi, proiecții de filme, workshop-uri și concursul propriu-zis, toate presărate cu mult umor. Anul trecut a avut un succes această idee și ne-am dorit să-l aducem către zona internațională a umorului studențesc, dar trăim încă vremuri destul de complicate pentru a-l redimensiona, dar ceea ce se întâmplă practic nu e decât o aprofundare a experiențelor și cu atât mai mult spectacolul de final, concursul și gala vor avea din nou o altă formă de prezentare și cu atât mai mult cu cât spectatorul așteaptă să guste din experiențele și din umorul studențesc. În fiecare an încercăm să le realizăm, încercăm să depunem, situația economică nu este una grozavă, dar reușim prin subvenția de la Ministerul Tineretului și Sportului să realizăm evenimentul. Ne-am dorit să-l transformăm din cele 3 zile clasice într-o săptămână a umorului. La festival au fost invitate să participe casele de cultură ale studenților din Timișoara, Ploiești, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, București și Sibiu. Evenimentele vor avea loc la Casa de Cultură din Târgu Mureș.